Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Luca, tu ți-ai tu concediu în vara asta sau... Nu, că înțeleg că tu vrei să rămâi să relatezi de la... Să știi că plec două săptămâni în concediu. Ah, așa, de odihnă. Sindicalist. Doar două săptămâni? Noi plecăm mai mult. Mergi cu sindicatul? Eu plec două săptămâni în vara și două iarnă. Și în rest sunt în șomaș tehnic. Eu n-am de lucru. Da. Cum n-ai de lucru? Se rezolvă, găsim imediat, nicio problemă. Cum este? Super eveniment. Pleci în Grecia, nu? Da, anul ăsta, da. Te duci cu... Revin în Grecia. Te duci cu mașina? Nu. Cu avionul? Eu nu mai conduc mai mult de 300 de kilometri, sunt jurat. Deci orice ar fi, nu mai... Nu pot. De ce, mă, că e fain. Mie îmi place în continuare să conduc. Să știi că în România 300 de kilometri înseamnă practic 6-700 de kilometri. Nu, dar drumul spre Grecia... Drumul alte țări. Este puțin. Bulgaria au autostradă. Eu, în Bulgaria e o țară civilizată. Corect. Înțelegi? Când am venit, te doare până la Giurgiu, atât. M-am oprit la un moment dat la o troiță și am jurat că nu mai traversez Bulgaria. Asta o inventez, nu te cred. Turismul. Tu la troiță n-ai ce căuta. Deci nu, nici conducând eu, nici altcineva. Nu cred. Nu mai traversez Bulgaria cu autoturismul, punct. Am traversat Bulgaria eu și de mers cu. De ce ori, cred, în ultimii ani. Ce ai traversat? Bulgaria. De 10 ori. Da, adică am fost de 5 ori, ori în Grecia, ori în Bulgaria, cu mașina. Și care e? Și mi-a ajuns, adică nu mai pot. Mai ales drumul. L-a dus mai cum mai, că ai entuziasm, ăla mai cânți, mai... Mănânci un semn. Dar l-a întors? Mamă, dar la întoarcere parcă nu se mai... Mamă, și când ajungi la Giurgiu și e bezna aia acolo, știi? Și perspectiva drumul, să stai măcar o oră în vamă. Să știi că recunosc, și eu la întoarcere prin Bulgaria mi-e foarte greu. Aproape de fiecare dată fac escală și dorm o noapte în Sofia. Dar poți să auzi, poți să vii prin Muntenegru sau cum, prin zona Macedonia. Macedonia, pardon. Macedonia. Da. Înțelegi? Da. Adică nu e că drumul e în ordine. E foarte plictisitor. Aha. Plus că în Bulgaria aia zici că e abandonată. Nu e nimeni, nu sunt mașini, nu sunt oameni. Nu se întâmplă nimic. Și tu vrei să mergi pe un drum de la oameni pe stradă ca în România. Tâgnând, de ce nu, dar da. De ce nu sunt oameni pe mijlocul drumului ca în România? Să spargă o sămânță, să... Să fie oameni. Șpriț, da. Să ceva. Aia zici că sunt toți, nu înțeleg ce fac. Unde spitiți, că am trecut și prin sate, am încercat mai multe variante, nu există. Ai bătut la ușa lor? Practic ei nu sunt. Ei, oamenii au treabă, sunt la muncă. Nu se pare muncă? Ciudat că la noi este drumul cu oamenii în permanență? Deci de ce nouă ne merge mai bine ca lor? Din dacă ce punct... sunt la muncă și noi nu. Din ce punct de vedere? Din toate punctele. Ai fost de la nisipurile de aur? Vezi că a început să se degradeze lucrurile pe litoralul bulgăresc de când... După 20 de ani de nemți mers brici. Le-au lăsat alea și au... Serios, am vorbit cu un prieten care a fost recent și care a și vorbit cu un angajat de hotel. Da. Care a zis că bosul lui e un securist. Bulgar. Bulgar. Clasic. Care își bagă picioarele și își bate joc. Ăsta era uluit cât de mult s-a degradat hotelul respectiv. Serios? De 4 stele în ultimii 3 ani. Da. Mie îmi plac analizele astea pe care le fac angajați. De pe ei și sunt acum cred. Gestionari bălgați și unele sunt în ordine. Poate în continuare, dar foarte multe s-au degradat. Prieten care este pe recepție, a fost, hai să încercăm, a fost cineva în vacanță în Bulgaria anul ăsta, să zicem, sau anul trecut, la nisipurile din partea aia, pe litoral, că presupun că acolo te duci și să mai merg oamenii la schi. Dacă oameni care au fost de mai multe ori și care pot face o comparație între cum era acum 7-80 ani și cum e acum. E adevărat sau nu că s-a... de mâncare, servicii... E adevărat sau nu că s-a degradat turismul în Bulgaria? 0372069599, dacă e cineva care poate să ne povestească sau vrea să ne povestească experiența, îl așteptăm și pe mesaj audio. Și altfel, spuneți-ne dacă ați fost deja în concediu, prieteni, cum a fost, unde a fost, unde ați fost, unde a fost. Da. Dacă ați fost în Grecia, da. E la fel de ieftin sau s-a scumpit, ca așa am auzit. Și unde mergeți în vacanța anul ăsta, dacă mergeți? Și de ce? De ce mergem, mă, frate, în vacanță? Serios. De ce nu mergem? Că eu de gătit mâncare grecească știu în general și acasă. Nu e, mă. Nu e același lucru. Când vine pe ăla, iese din apă cu caracatița și o duce în bucătărie... Hai, mă, că iese din apă cu caracatița. Nu vezi că au steluță? Mulți dintre ei scrie acolo steluță și te uiți. Frozen product. Nu aia toți. Vine din China. Nu toți. Stai un pic. Depinde unde te duci să mănânci. George are locurile lui. Deci crezi că a fost de 50 de ori în același loc. Să deci unde ați fost în concediu? Cum a fost? Unde vreți să mergeți? Și de ce? Pentru dacă aveți ce? Răspuns la măcar una dintre aceste întrebări, nu ezitați să ne scrieți la 0728-3132. Se vor duce în Grecia și pentru cei care se întorc. Dorul de Grecia
E rău când te cuprinde. Din punct de vedere muzical, Dan, bună dimineața! Salut, Dan! Neața, Dan! Bună dimineața! Ia spune tu. Confirm ce a spus domnul Luca. Eu, pentru că este aproape, vizitez cu copiii Bulgaria de vreo 10 ani, 12 ani. Așa, ai experiență. Și am nimerit de multe ori, cam pe la același hotel, pentru că era și un parc acvatic lângă, în zona Obzor. De la an la an, din ce în ce mai rău. Serios? Iar și o observație personală este că dacă prețul este ciudat de mic sau oferta este ciudat de bună, vei găsi numai ciudat acolo și numai nașpa. Asta e pentru orice cumperi, în principiu. În general. Dacă da, e amplificată în Bulgaria. Da, adică dacă e chilipir, atunci primești și ieftineală. Ce să mai iei? Și am mers la 5 stele, foarte ok. Dar sub 5 stele este un joc de noroc, efectiv. Mulțumim, mulțumim, da. Până la urmă au aceleași metehne ca noi, vezi? Le-au făcut nemții litoralul ăla, l-au lăsat la cheie, a mers cât a mers treaba și s-a dus. Uite ce ne scrie un alt ascultător, zice așa. Am fost în Bulgaria de când au apărut copiii, de prin 2020, 21, 23. Și zice, n-am reușit anul ăsta să mănânc nicio mâncare corectă în condițiile în care am apetitul lui Luca. Anul ăsta de rusalii mai grav. Rotisau niște pui, zice, am mâncat la pui rotisat, dar m-am săturat, ceea ce eu nu mănânc de obicei. E bun că slăbești. Și zice, au început să împrumute și obiceiul românesc. Zic că e 12 leva șezlongul, apoi îți mai iau 12 leva pentru saltea și încă 12 pentru umbrela. Ovidiu, neața. Neața. Bună. Bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața. Da, am ascultat și eu pe antevorbitorul meu, zice că s-a degradat. Din fericire pentru mine, eu am nimerit la locuri ok și am revenit în același hotel, aș putea spune, la nisipuri. Lângă plajă, calitate, preț ok. Aș vrea să menționez că eu din dus de părinți, din născut în 72. Uh-huh. În 73 m-au dus părinții la mare în fiecare an până în 2019. Am mers după aia, bineînțeles, singur și au împreună cu dânsii. Mi s-a întâmplat ceva fabulos în 2019 la Majestic, hotel de 3 stele în România. Adică să fiu singur în restaurant, ajung la două, mă cazez și dau 960 de lei pe 4 ciorbe și 3 feluri. 2 am fost efectiv cam bancul ăla, știți cum e. Mă întorceam și mă uitam, bă, dar sunt, s-a greșit nota, am chemat pe ăla. Bă, nene, ce facem aici? Câți am mâncat? Și din 2019, din păcate, n-am mai fost aici. Și mi s-a spus, sunt supărat pentru faptul că mi se spunea, ai venit pe vouchere. Păi venit pe vouchere, mai trebuie să ia, i-am zis acelui individ, pentru că am îndreptat și noi turismul românesc cumva. Vezi, adică ce înseamnă voucherele astea? Păi da, legile economice, am mai explicat, legile economice nu sunt sensibile la naționalisme. Dacă dai cu bani în piață, atunci cresc prețurile. Asta este efectul întotdeauna. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim pentru experiență. Nu, da? Sunt foarte multe mesaje și în general negative referitoare la Bulgaria. Dana, bună dimineața! Bună, Dana! Bună dimineața! Bună! Acum, eu merg în Bulgaria din 2011 și am prins niște vremuri, doamne, 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 absolut fenomenale. Eu am mers numai în Sunny Beach, nu m-au interesat niciodată nisipurile de aur sau Albena sau orice altceva. Mie m-a plăcut foarte mult Sunny Beach, era o stațiune de tineret, cluburi și nu sunt tânără. Cum e vurvurul pentru George? Așa e, exact. Sunny Beach pentru tine, da. Do not touch vurvurul. Nu mă bag, zic. Exact. Nu, și nu. Numai deci e, era, chiar era o, chiar era o stațiune, chiar era o stațiune de distracție, pur și simplu. Pentru oameni care chiar vreau să se distreze, să intrau în camere la 4, 5, 6... Poftim? Și nu mai e? Nu. Primul șoc l-am avut în 2022. Eu îmi fac rezervările doar de pe Booking. Și, mamă, mi-a plăcut hotelul, era extraordinar, arăta minunat, cameră, tot. Am avut un șoc, am zis, doamne, nu-i adevărat, când ne-am cazat, o camera care ne-au dat-o, vă jur, aveau, deci, între ușă și prag, era un luft de vreo 3 centimetri, vedeam afară. Păi 3 pentru aerisire. Da, evident că păi pentru aerisire. Să da, se facă un totul pic de aer în cameră. Deci în momentul ăla am zis, doamne, am greșit, suntem în Bulgaria sau suntem în România? Deci oamenii au schimbat, îți dai seama că nu poți să monteze și au schimbat. Nu, pur și simplu au făcut poze, au arătat pozele dinainte, de când era hotelul super ok. Am înțeles. Te mai au duci în Bulgaria? Nu. Mulțumesc. Mulțumim tare mult. Bună dimineața! Depinde unde mergi în Bulgaria. Eu cu soția și prieteni am mers de 1 decembrie anul trecut în Varna și a fost foarte, foarte fain. Într-adevăr, ce urci către Balcic, lucrurile sunt mai ciudate, după aceea spre Nesebar,
mult, mult mai ok. Am stat în Nesebar, e super fun. Experiențe și experiențe. Dar n-are legătură cu plaja. Nesebar e așa un loc istoric, foarte frumos, foarte interesant, dar na, se plimbi într-un oraș, orășel medieval semi-fortificat. Da, da, da. Neața, băieți, s-a degradat foarte, foarte mult. De exemplu, acum, să zic, 10-12 ani, mergeam în Albena, la Hotel Compass, era un pic mai sus, mai micuț, de vreo 2 stele, dar era impecabil atunci. Acum nici măcar nu mai e deschis, este închis la Ralița Superior. Acum câțiva ani, 5-6 ani, aveau ce nu visai. Acum, la jumătate. Sincer, da, nici nu mă mai duc, never. Adică exemple concrete, tată, nu da. Povești. Astăzi demolăm litoralul da, bulgăresc. Am fost eu în Bulgaria de mai multe ori. Și anul trecut chiar am fost la Nisipurile de Aur, într-un hotel de 4 stele. Nu am văzut mizerie mai mare ca acolo. Wow. Da? În camere mirosea pipi. Jesus. Iar băieții, în urma unui scandal monstru, au venit să facă curățenie, adică 3-4 zile nu venise nimeni. Ma. Și iar mâncarea execrabilă. Mult mai bună era dacă mergeai la un eu știu, la o alimentare, să ții ceva de pe acolo, pentru că dulciurile, desertul de la resortul acela erau aduse de la, nu știu, de la un angro și puse pe masă. Totul băi, deci, se ridica la o stea. Victorie, fraților, litoralul bulgăresc se prăbușește. Nici la noi nu e wow, dar măcar atâția ani ne-am uitat în grădina lor. Nu? Eu am fost, uite, spun care a fost experiența. Eu am stat o singură dată de Paște, cu mulți ani în urmă, prin 2000, s-a deschis atunci litoralul bulgăresc și mulți români s-au dus, prima dată. A fost și o codă uriașă la Vama Veche, că am intrat pe acolo, mă rog. Și am stat, nu mai știu în ce stațiune, una din Nisipurile de Aur de pe acolo, ceva, într-un hotel, și avea o promenadă pe malul mării. Și mă plimbam seara, eram uluit că fațadele hotelurilor erau luminate, ceea ce în România pe vremea aia nu se întâmpla. Și era un hotel la malul mării, care nu era deschis, dar aprinseseră luminile în toate balcoanele, cred că avea vreo 4-5 etaje, cred că erau 30, 40, 50 de camere, știi? Toate cu luminile aprinse și ce m-a frapat a fost că toate luminile aveau aceeași temperatură de culoare. Adică toate erau lumini calde, nu erau una rece, una caldă, nu era niciun becars. Deci așa o atenție la detaliu pe mine m-a impresionat. Neața, băieți, am fost acum 2 săptămâni în Nisipuri. Sunt praf, 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 mizerie, trotoare, gropi, nemăturate, cad gunoaiele, clădiri, haos, construcție, aruncate peste tot, dezastru, dezastru. De 10 ani am mai fost și când am văzut acum ce e, m-am lecuit. Aparent au avut un termen, n-au fost stăpâni acolo. Au concesionat. Au concesionat pe niște ani și după luat aia au terminat și la revedere. Păi da, dar chiar sunt, așa diferența, adică... Mai sunt, că avem și mesaje și știu și eu niște situații. Sunt hoteluri de-astea de 5 stele de top, care încă sunt ok, știi? Dar marea majoritate Varză. Este pe un val descendent. Trebuie să încheiem. Eduard, câteva secunde. Bună dimineața! Salut, Edi! Bună! Bună dimineața! Bună dimineața, România! Bună dimineața, Europa FM! Dacă eu închei, atunci eu vă spulber mitul cu Bulgaria. Este extraordinar de frumos în Bulgaria. Iată. Este extraordinar de frumos și la munte și la mare. Anul dar numai că nu mai folosesc... Da, am fost și mă duc și în weekend. Abia aștept să vină weekendul. Vineri plec. Dar nu mă duc la hotel. Dar unde duci? Nu mă duc la pensiuni. Fac click cu o rotă pe care o am în dotare de 3000 de euro. Bine, mă, bine, mulțumim, bine, deci mulțumim, mâine, atunci, deci foarte frumos, atunci reportăm pentru mâine. Mâine vorbim despre unde ați fost și v-a plăcut în concediu vara asta. Alternative sau... la Bulgaria. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.